Începe? Putem începe? Sau mai aștept? Ah, mai veni cineva. Așteptăm să... Ok. Vă rugăm să ne ridicăm în picioare pentru intonarea emnului. Ziua, Claudiu Ilișanu este numele meu, sunt prefectul județului Bacău și prin ordinul prefectului numărul 366 din 18-a 2024 s-a convocat ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești. Numărul de consilieri validați de către judecătoria Onești prin încheierea numărul 3.819 din 16-a 10-a 2024, pronunțat în dosarul numărul 769/270/2024, având ca obiect validarea mandate consilieri 12. Număr de consilieri validați prezenți 12.
Scopul ședinței: constituirea Consiliului Local al Comunei Pârgărești, depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârgărești, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 9.06.2024. Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile articolului 116 aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, al căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul Galo Ludovic Iacob, născut la data de 26.08.1960, iar cei mai tineri consilieri aleși, domnul Adam Lucian, născut în data de 13.09.1989, și domnul Ioance Emanuel, născut la data de 23.06.1982. Domnul președinte de vârstă este rugat să vină lângă noi. Domnul Galu. Domnul Galu, haideți lângă noi la prezidiu. Lângă doamna secretar, o să vă rog să ne prezentați ordinea de zi. Avem alegerea consilierilor locali, depunerea jurământului consilierilor locali și depunerea jurământului de către primari. Da, aici e convocatul cu numele. Și o să vă rog să începem procedura la punctul 1 de pe ordinea de zi. Prin ordinul prefectului, să citiți în ordine alfabetică consilierii locali și vă rog pe domnii consilieri locali, când vă auziți numele, să vă prezentați, să începem și procedura de depunere a jurământului. Așadar, încep să citesc. Da. Convocator. În ordinul prefectului județului Bacău, numărul 366 din 18.10.2024, a fost convocată ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești în data de 21.10.2024, la ora 11.30, în sala Căminului Cultural din satul Nicolești, Comuna Pârgărești, al consilierilor aleși la alegerile locale din 9 iunie 2024. După cum urmează. Numărul 1. Domnul Adam Lucian. Aur. Da? Vă rog să veniți. Mâna stângă pe Constituție și Biblie. Citiți, vă rog, doar ce este cu negru. Dar vă rog, haideți ca să depuneți în fața colegilor dumneavoastră. Da. Așa, puneți acolo și cu fața către consilierii locali. Doar ce e cu negru. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și principal mea pentru binele locuitorii Comunei Pârgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se semnează în două exemplare, unul rămâne la dumneavoastră. Doamna Floare Alina Mihaela, PSD, din partea PSD. Tot dacă citiți, nu mai trebuie să vedeți, da? În primul rând, cer scuze, m-a lăsat cu cele din piață. Nu-i problemă, doar ce cu negru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Bodea Gheorghe. Aur, din partea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu.
domnul Bordo Gabriel, din partea PNL. Cum să respect Constituția și legile țării și să fac parte de bună credință, tot ce am fost puterea și puterea mea, pentru bine locuitorilor comunei Părgărești, atât să mă ajute Dumnezeu. Domnul Budou Cristina, îi face pasul. Mână pe Constituție. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și începerea mea pentru bine locuitorul unei Părgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Dorbaș Mirela, din partea mea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Părgărești. Asta, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dorbaș Vincențiu Părâi, de partea mea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor comunei Părgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnat. Carlul Dorica. Aici, frate. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac de cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Părgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Gheorghiță Marius Gabriel, în partea mea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Părgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ioan și Claudiu Emilian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Părgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ioan C. Emanuel. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Părgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Lenger Mihai Emil.
să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Părgărești. Așa să mă ne ajute Dumnezeu. Nu. Ok, nu? A fost ultimul. Așa, după care dumneavoastră îmi rog să dați citire la... Prima sfârșituri de la închiere, da? La închierea pentru domnul primar. Potrivit articolului 118, aliniatul 1 din OUG, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Pârgărești este legal constituit, deoarece au depus jurământul un număr de 12 consilieri. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. O să trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, depunerea jurământului de către domnul primar ales, Galu Ludovic Iacob. Alexe Corneliu. Și o să rog pe domnul președinte de ședință, Galu Ludovic Iacob, să, cu ajutor doamnei secretar general, să ne dea citire la încheierea hotărârii de validare al domnului primar Alexe Corneliu. Da. Deci, încheierea civilă numărul 3791 din 15-10-2024, instanță constituită din președinte Oana Diana Șandu și creșier Mihaela Andrei. Pentru aceste motive, numele legii dispune, în temeiul articolului 149 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ actualizat, admite cererea formulată de petenta circunscripției electorală numărul 65 Pârgărești, județul Bacău. Validează mandatul de primar al Comunei Pârgărești, județul Bacău, pentru domnul Alexe Corneliu, candidat din partea Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectul județului Bacău și secretarului general al UAT Pârgărești, județul Bacău, care are obligația de a aduce la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității administrative teritoriale în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Mulțumim, doamna secretar general. Domnule primar, vă invităm să depuneți jurământul în fața Consiliului Local legal constituit. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mult succes! Și îl invit alături de mine pe fostul primar al Comunei Pârgărești să-i mâneze șarfa actualului primar, că am văzut că este în sală. Să preda ștafeta. Dacă sunteți în sală, da. Dacă fostul primar... Mulțumesc tare mult. Felicitări. Mulțumim. Multă putere de muncă. Aveți foarte mulți bani de cheltuit în Comuna Pârgărești, proiecte deja aprobate, unele contracte semnate. Și sper că să aveți responsabilitatea pe care am avut-o și noi. Invers. Cu albastru pe... Așa. Vă dea Dumnezeu multă sănătate. Asta e cel mai important. Putere de muncă. Vezi că așa zice codul administrativ. Așa zice codul administrativ. Dacă fostul primar este în sală, trebuie să mâneze eșarfa. Mulțumesc, domnul prefect. Sper să încheiem procesul cu prefectura. La mine o să, de la mine o să primiți ștampila de comună. Și vă rugăm să
Ne spuneți și câteva cuvinte. Acum. Am făcut fițuie, ca să nu mă vorbăi. Bună ziua la toți invitații. Mulțumesc domnului prefect, în primul rând, domnul Claudiu Lișanu, pentru bunăvoința de a participa. Mulțumesc la fel și domnului Gelu Panfil pentru participare și pentru toată susținerea care mi-ați acordat în timpul campaniei. Mulțumesc și consilierilor, vă mulțumesc și vouă, dragi cetățeni. Știu că un primar nu are nevoie de multe cuvinte, ci de fapte. De aceea, obiectivele pe care mi le-am propus pentru comuna noastră, le știți deja. Și toate merg spre scopul principal pentru care am candidat. Ca împreună cu dumneavoastră să facem și să avem condiții mai bune de trai. Vă mulțumesc pentru susținere și vă spun că voi fi primar pentru toți, atât pentru cei care m-au votat și mai ales pentru cei care nu m-au votat. De ce? Pentru că nu am reușit să vă conving în alegeri să-mi dați votul. Este datoria mea să vă conving acum ca primar că puteți avea încredere în mine și în realizările care vin. Confruntările politice au trecut. Invit pe toți consilierii aleși să ni se alăture în a lua decizii bune pentru comuna noastră. Lucrurile pe care le avem de făcut în comună le știm așa încât acum e timpul să ne apucăm de treabă. Vă mulțumesc încă o dată și sper să avem. Doamne ajută! Scurtă. Dintre invitați, domnul vicepreședinte, dacă nu, poți să ne spui câteva cuvinte. Domnule prefect, domnule primar, stimați aleși locali, dragi invitați, început de drum pentru Corneliu Alexe și echipa social-democrată pe care o conduce. Eu, cunoscând nemijlocit această echipă, sunt convins că următorii 4 ani vor fi ani plini în care proiectele atât de necesare comunei Pădărești vor fi implementate. Îmi place foarte mult un locul la Corneliu Alexe și i-am spus de mai multe ori, el nu este un om al vorbelor, este un om al faptelor, așa cum a declarat și dumnealui în scurtul discurs pe care l-a ținut. Și mai cred totodată că oamenii din Pădărești au acordat încredere lucrul pe care s-a văzut pe data de 9 iunie. Oamenii de aici știu că el nu este un om al vorbelor, ci un om al faptelor. Când am spus de echipă, am zis mai devreme echipa de la Pădărești, să știți că nu m-am gândit doar la echipa de la Pădărești, m-am gândit că și noi facem parte din această echipă, Consiliul Județean, Prefectura prin domnul prefect, toți vom pune umărul ca proiectele atât de necesare comunității din Pădărești să meargă înainte și să se implementeze. Știm că sunt multe de făcut, vor fi 4 ani grei, 4 ani plini, dar eu cred că, așa cum a spus și domnul primar, cu înțelepciune, cu echipă, cu munca tuturor consilierilor locali, aceste proiecte vor fi duse la final. Vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, celor 597 de locuitori ai comunei Pădărești care au acordat încredere primarului Corneliu Alexe și echipei social-democratice. Sunt convins că peste 4 ani această echipă nu va dezamăge. Mult succes, domnule primar! Mult succes echipei de la Pădărești! Mulțumim, domnul vicepreședinte, dacă dintre consilierii locali din sală sau dintre cei invitați mai este cineva care să ne spună câteva cuvinte? Da, mulțumesc foarte mult. Acum vorbesc din poziția de consilier local. De obicei nu dau sfaturi, dar m-aș bucura ca să avem continuitate. M-aș bucura ca domnul primar să aveți un consiliu care să vă sprijine, nu un consiliu ostil, cum am avut eu și susținut de echipa de la Bacău, se pare. Și foarte bine cel lucru, ce spun. Sunt proiecte. Apa Canal, contractul se
se va semna în următoarele zile, faptul la mine venite prin PNRR, aveți dotarea școlilor. Deja prima componentă s-a adus. Este pe componenta C10, primăria. Eu voi conta pe colegii mei de partid că vă vom susține toate proiectele pe care dumneavoastră le veți continua și le veți iniția pe viitor. Luptele politice mai lăsăm să fac create mai de sus, iar noi să încercăm să facem administrație. Sper ca în luna februarie să se încheie și procesul intentat de fostul prefect Lucian Bogdănel pentru asfaltarea drumurilor din satul nou. Sperăm ca justiția să spună cuvântul și oamenii să se bucure de un asfalt, de un drum bun, de apă și de tot ce dumneavoastră vreți să faceți. Încă o dată voi garanta că vă vom sprijini în proiectele dumneavoastră. Vă doresc mult succes, multă sănătate și să țineți cont poate de nevoile oamenilor și mai puțin de declarațiile politice. Să vă rog să-mi permiteți să vă adresez și câteva cuvinte. În primul rând, aș vrea să mă adresez Consiliului Local, așa cum am făcut-o la toate consiliile locale la care am participat până acum și am prezidat ședințele de constituire. Aș vrea să mă adresez, în primul rând, ca reprezentant al instituției prefectului în fața dumneavoastră, dar și ca reprezentant al guvernului în teritoriu. Mi-aș dori și la Pârgărești să văd un Consiliu Local unit în jurul proiectelor și în jurul investițiilor pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești, așa cum scrie și în jurământul pe care dumneavoastră astăzi l-ați depus. Domnule primar, vă urez succes, iar în mine personal și în instituția prefectului o să aveți ușa deschisă la orice oră, iar telefonul meu va fi deschis chiar la orice oră din zi și din noapte, pentru că de astăzi, împreună cu dumneavoastră, eu fiind președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dumneavoastră de astăzi sunteți președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Așa că noi doi, de astăzi, înainte, o să colaborăm la orice oră din zi și din noapte. Doamne ajută cât mai puțin, cât mai puține situații de urgență pe raza Comunei Pârgărești, dar vă asigur de toată disponibilitatea mea. Vă doresc mult succes și dumneavoastră și să ne revedem cu bine. Domnul președinte de vârstă, doamna secretar general, vă rog să închideți lucrările ședinței de constituire al Consiliului Local al Comunei Pârgărești. Nu, închidem. Dacă nu mai are nimeni. Dacă nu are nimeni de să ceva, atunci închidem, propun să închidem ședința de constituire. Reclarăm. Mulțumim, domnul președinte, pentru ajutor. Eu vă mulțumesc, domnule. M-ați luat inopinat, așa, puteam să fiu pregătit, dar... Păi sunteți decanul de vârstă. V-ați descurcat foarte bine. Mulțumim și reprezentanților mass media. Hai să prind scaunul.